cursul de dezvoltare. Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Gribince, a declarat că decretul semnat de președintele țării noastre, Igor Dodon, cu privire la retragerea cetățeniei lui Traian Băsescu, ar putea fi declarat neconstituțional în timpul apropiat. Declarația a fost făcută de către diplomatul moldovean la un post privat de televiziune din România. Deci avem, avem niște relații politice, dar și la nivel de societate foarte intense. Deci, care nu cred că pot fi, să spunem așa, influențate foarte mult de acest decret. Cu atât mai mult că, după cum ați menționat și dumneavoastră, unul dintre parlamentarii din Republica Moldova a sesizat Curtea Constituțională cu privire la acest decret de retragere a cetățeniei. Nu vreau să anticipez rezultatul, dar experții în domeniu spun că deci, șansele ca acest decret să fie considerat anticonstituțional sunt foarte mari. Reacția dură a președintelui țării noastre nu a întârziat să apară. Astfel, Igor Dodon a declarat că prin expunerile sale, Mihai Gribince a dat dovadă de lipsă de profesionalism. Mai mult decât atât, șeful statului nostru intenționează în cel mai scurt timp să solicite guvernului înlocuirea ambasadorului Republicii Moldova în România. Sunt surprins să descoper că unii ambasadori au devenit avocați ai unor politicieni din țara de reședință și au cam uitat cărui stat servesc. E și mai grav când aceștia fac comentarii politice în raport cu autoritățile statului care i-a trimis în misiune. Aceasta vorbește fie despre calificarea proastă profesională a respectivului ambasador, fie despre angajamentele lui politice în detrimentul propriului stat și a conducerii acestuia. Anume, în așa mod pot fi etichetate declarațiile ambasadorului moldovean la București, care și-a permis comentarii impertinente și incompatibile cu statutul său de ambasador. Voi cere guvernului revocarea acestui ambasador și înlocuirea lui cu o persoană care înțelege mai bine atât competențele diplomatice, cât și interesele statului Republica Moldova. Reamintim că o săptămână în urmă, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu. Decizia a fost luată de șeful statului în cadrul ședinței Comisiei pentru Problemele Cetățeniei și Acordării de Azil Politic de pe lângă președintele Republicii Moldova. Amintim că Traian Băsescu și soția acestuia, Maria, au devenit cetățenii Republicii Moldova printr-un decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti.